În cadrul celei de-a 46-a sesiuni a Comitetului Patrimoniului Mondial UNESCO, desfășurată la New Delhi, India, ansamblul monumental Calea Eroilor, realizat de Constantin Brâncuș la Târgu Jiu și frontierele Imperiului Roman, Dacia, au fost incluse în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a declarat că această recunoaștere internațională subliniază valoarea universală excepțională a acestor situri culturale și obligă România să le protejeze și să le păstreze intacte pentru generațiile viitoare. Recunoașterea ansamblului Calea Eroilor subliniază valoarea excepțională a operei lui Brâncuș, un simbol al artei monumentale mondiale. Complexul monumental, construit între anii 1937 și 1938 pentru a comemora sacrificiul suprem al românilor, soldați, polițiști și cetățeni de rând, care au murit apărând orașul Târgu Jiu în timpul primului război mondial, reprezintă un punct de cotitură în istoria sculpturii monumentale și a artei publice. Este creația fundamentală și singura lucrare publică de mare anvergură a sculptorului român Constantin Brâncuș, care, în loc să plaseze monumentul în oraș, a plasat orașul ca element funcțional în centrul monumentului. Ansamblul monumental realizat de Constantin Brâncuș la Târgu Jiu reprezintă o lucrare excepțională, o fuziune între sculptura monumentală abstractă, arhitectura peisajului, inginerie și instalație urbană, ce oferă o experiență comemorativă secvențială la scară urbană, având o puternică încărcătură simbolică și marcând o expresie artistică de mare forță și puritate în plan multiplu, artistic, simbolic și spiritual. Combinația dintre conceptul artistic, calitatea excepțională a execuției și realizarea incinerească a coloanei fără sfârșit, în special, contribuie la desăvârșirea uneia dintre cele mai importante sculpturi monumentale publice ale secolului 20. Se arată în proiectul de decizie elaborat pe baza recomandării ICOMOS. Recunoașterea UNESCO impune protejarea și conservarea acestor situri pentru generațiile viitoare. În același timp, includerea frontierelor Daciei reflectă importanța acestui segment al Imperiului Roman, evidențiind schimbul cultural și arhitectural de la apogeul Romei. Bunul serial prezintă un important schimb de valori umane și culturale de la apogeul Imperiului Roman, respectiv dezvoltarea arhitecturii militare romane și a cunoștințelor și competențelor tehnice de construcție și de management al teritoriului de la un capăt la altul al Imperiului. Partea Sistemului General de Apărare a Imperiului Roman, frontierele Imperiului Roman, Dacia, constituie o mărturie excepțională a extinderii maxime a puterii Imperiului Roman prin consolidarea frontierelor sale nordice și reprezintă o manifestare fizică a politicii imperiale. Ele atestă versatilitatea și sofisticarea modului în care romanii s-au raportat la topografia și climatul local în contextul politic, militar și social al vremii, în partea de nord a Imperiului. Cu o lungime de peste 1000 de kilometri, frontierele Imperiului Roman, Dacia, este cel mai mare segment al frontierelor Imperiului Roman și cuprinde atât sectoare terestre cât și fluviale, caracterizate prin tipuri, amplasări și densități variate de instalații militare distribuite în teritoriu. Potrivit proiectului de decizie al Comitetului Patrimoniului Mondial, elaborat pe baza recomandării ICOMOS.